Municipiul Strășeni simte românește. Ziua Națională a României a fost sărbătorită în avans cu mult fast la Strășeni. Evenimentul a fost organizat de primăria municipiului, la care au participat invitați speciali, profesori și elevi de toate vârstele. Muzică, recital de poezie și multe discursuri unioniste. Astfel a fost sărbătorită Ziua Națională a României la Strășeni. Evenimentul a adunat profesori, actori, elevi ai școlii de arte din Strășeni și multe persoane cu simțire românească. Întrebat ce semnifică pentru el ziua de 1 decembrie, Denis Iațchevici, elev de clasa 5-a, ne-a mărturisit că această zi este una importantă pentru el, mai ales că Republica Moldova a fost cândva parte din România. Pentru mine, Ziua Națională a României este importantă, fiindcă Moldova făcea parte din România. Și noi trebuie cumva să-i mulțumim pentru aceea că ei până în ziua de astăzi ne ajută cu bani, cu hrană, cu construcțiile niște școli sau case. Și noi trebuie să sărbătorim, fiindcă noi, cum am mai spus, am făcut parte din ea și noi avem aceleași tradiții și aceeași limbă. Te doriți să ne reunim cu România? Da. De ce? Fiindcă noi suntem același popor. Prezent la eveniment, academicianul Nicolae Dabija a oferit o lecție de românism pentru toți cei care se identifică drept moldoveni și nu români. Eu discutam nu prea de mult cu cineva care era foarte supărat pe copiii lui. S-am zis, poate băieții cei mei, dar de ce? Păi ei zic că sunt români, dar eu sunt moldovan și mamă să-i tot moldovean, că încerca el să mă convingă. Dar cum îți spune matale? Mie, Munteanov. Și ei și-au schimbat și numele, nu mai sunt Munteanov, sunt Munteanu. Uitați-vă, copiii revin încet la firesc și atunci se supără părinții, că parcă se dezic de ei. Dar zic, dar bunicul noastră ce era? Era tot moldovean. Nu, am eu, era român. Dar de ce nu sunteți și dumneavoastră să uită mirat la mine de ce copiii să-i ajute pe părinți să cunoască istoria noastră? Primarul orașului Strășeni, Valentina Casian, susține că au organizat acest eveniment pentru ca mesajul unirii să fie transmis mai departe de către cei prezenți în sală. Eu cred că toți cei care ne-am adunat aici simt, muncesc, trăiesc, vorbesc românește. Nu avem băieți moldoveni, nu avem băieți români, suntem români și buni. Dar noi suntem cei care trebuie să facem tot posibilul ca să transmitem. Acesta a fost scopul ședinței, întrunirii de astăzi, ca să putem transmite acest mesaj. Claudia Nestor, profesoară de teatru la Școala de Arte din Strășeni, originară din regiunea transnistreană, susține că aceasta a fost mințită la școală despre adevărata identitate a poporului dintre Prut și Nistru. Vreau să mă mărturisesc că eu vin din Transnistria. Și vorba poeziei lui Nicolae Dabija, pe mine m-au mințit la școală. Și mi-au spus că cândva, nu va trece mult timp, când toată planeta va vorbi rusește. Și că orice elev stărbitor, loștincios, l-am crezut. Prima întâlnire a mea cu un coleg de facultate a fost Vasile Zupcu, un mare artist, cel actor, cel care a jucat rolul lui Mihai Eminescu în filmul. Sau despre cei mai mulți deportați, eu n-am vrut să intervin când era domnul Dabija, deci am făcut istoria localității Strășeni. Cei mai mulți deportați au fost deportați din Strășeni și din raion chiar, și noroc știau, unul făcea o sobă, unul făcea un coș și așa mai departe, și așa s-au unit în Siberiile de gheață. Deci vreau să vă zic, foarte mult depinde. Dacă cândva veniți eu și ziceam, degeaba stau în fața voastră, știți ce mi-au reproșat? Foarte mult înseamnă cine stă în fața noastră. ONG-urile Uniunii precum Tinerii Moldovei, Acțiunea 2012, Unirea ODIP și Blocul Unității Naționale au chemat cetățenii să marcheze Ziua Națională a României sâmbătă, 2 decembrie, la ora 14, în fața Monumentului Domnitorului Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului.